Cel mai înalt catarg pentru drapelul României a fost ridicat ieri în fața primăriei orașului Tăuții Măgherăuș. Acesta are 27 de metri înălțime, iar la acțiunea de amplasare acestuia a fost nevoie de două macarale și de câțiva muncitori profesioniști. Am procedat la ridicarea catargului pe cuzinetul care s-a construit pentru susținerea lui. Câteva date tehnice. Avem un suport pentru susținerea catargului cu zinet, cum îi zicem noi, de aproape 70 de metri cubi de beton, 12.000 de kilograme, 12 tone armătură și aș vrea să vă spun că catargul aproape are el 10.000 de kilograme, de 10 tone. Punctul principal a fost și eliberarea ancorelor de la înălțimea de 20 de metri de către o persoană, care a fost urcată prin măsuri de siguranță până la înălțimea respectivă cu a doua macara care ne-a ajutat și la poziționarea lui pe cuzinetul bazal. Primarul orașului spune că steagul României, ce va fi arborat pe catarg, va avea 9 metri lungime și 6 metri lățime. Ridicarea pe catarg va avea loc printr-o ceremonie festivă în data de 29, ceremonie festivă care o facem cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale și Anului Centenar al Marii Uniri. Vom începe la ora 12.30 cu depunerea de coroane la Monumentul Eroilor. Manifestările festive de arborare a drapelului României vor avea loc în data de 29 noiembrie la ora 12, în prezența elevilor și a cadrelor didactice, dar și a părinților și a cetățenilor din localitate. Administrația orașului preconizează că la ceremonia de ridicare a drapelului o să participe peste 400 de persoane, fiindcă va fi evenimentul dedicat și Zilei Naționale a României în anul centenar.